Un focar de infecție cu virusul SARS-CoV-2 cu numai puțin de 24 de cazuri a fost depistat la un centru pentru tineri cu dizabilități din localitatea Șimian săptămâna trecută. În acest weekend, alte două focare de COVID-19 au fost declarate în județul Mehedinți. Este vorba de două centre medico-sociale din localitatea Cujmir și Bâcleș. Situația este îngrijorătoare în Mehedinți. Trei focare de COVID-19 au fost declarate de către Direcția Publică de Sănătate la nivelul județului. Primul focar a fost confirmat săptămâna trecută în localitatea Șimian la un centru de îngrijire, asistență și sprijin pentru tinerii cu dizabilități. În acest weekend, alte două focare au fost depistate în două centre medico-sociale. În prezent, în centrul medico-social Cujmir au fost diagnosticați cu COVID-19 46 de persoane, 25 de beneficiari și 21 de angajați ai centrului. În centrul rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicală Bâcleș, până în acest moment, două persoane au fost diagnosticate cu COVID-19. Precizăm că în urma testării efectuate conform metodologiei, în județul Mehedinți au fost depistate trei focare după cum urmează. La centrul de îngrijire, asistență și sprijin pentru tinerii cu dizabilități Șimian, până în prezent au fost diagnosticați COVID-19 24 de persoane, dintre aceștia 19 sunt beneficiari și 5 angajați ai centrului. La centrul medico-social Cujmir, până în prezent au fost diagnosticați cu COVID-19 46 de persoane, după cum urmează 25 de beneficiari și 21 angajați ai centrului. La centrul rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicală Bâcleș, până în prezent au fost diagnosticate două persoane cu COVID-19, un beneficiar și un angajat al centrului. În ultimele 24 de ore nu a mai fost confirmat niciun caz nou în cele trei focare.